Cabinet stomatologic la standarde europene la școala gimnazială Dimitrie Grecescu. Primarul Marius Creciu a dorit ca elevii să fie tratați în cele mai bune condiții, iar astăzi a fost inaugurat un cabinet stomatologic pentru 2000 de elevi. Cum e, domnul director, este util cabinetul? Cum? Da, este un proiect extraordinar, pe care asta vă mulțumesc. Este, după cum vedeți, un cabinet utilat la standarde europene. Înțeleg că te servim undeva de 2000 de... Da, te servește mai mult ori... 2000? 2009 elevi din 6 unități de învățământ. La veți noastră. Da. Ia de ce, îți vin copiii? Cum da, impactul a fost unul pozitiv. La cabinet s-au prezentat un număr foarte mare de elevi, din diverse afecțiuni stomatologice. Câte turi aveți? Una sau două? Una, una. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a pus mereu pe primul loc educația și sănătatea mehedințenilor. Astăzi vorbim despre cei mai mici dintre locuitorii municipiului. Astfel a fost inaugurat un cabinet stomatologic în cadrul școlii gimnaziale Petre Sergescu, o investiție importantă de care se vor bucura peste 2000 de elevi ai mai multor unități de învățământ. Este o investiție, zic eu, bună, făcută de primărie, undeva peste 100.000 de euro, atât în ceea ce privește amenajarea cabinetului, cât și în aparatură. În acest moment deservim peste 2.000 de copii de la Liceul Deceba, Liceul Auto, Școala 1. Așa cum vă spunea și medicul care deservește acest cabinet, impactul a fost unul pozitiv. Sunt și apar din ce în ce mai multe probleme în zona stomatologică, mai ales la copii, sunt primii expuși din cauza adulților, dar și noi adulții. Sunt extrem de bucuros de această investiție, de ceea ce se întâmplă la acest cabinet stomatologic și ne gândim pe viitor să investim în continuare în aceste cabinete. Dacă mai este nevoie, o să luăm în calcul să mai facem încă un cabinet, iar în același timp ne gândim să investim și în zona aparaturii la celelalte cabinete existente în municipiu. Vedem exact fiecare dintre cabinete de ce mai are nevoie. Noi am mai făcut ceva investiții în anii trecuți, dar o să reluăm această idee pentru că văd că are un impact deosebit. Proiectul a fost înființat în urmă cu 2 ani de către primarul Marius Creciu și de viceprimarul de atunci, Cornel Folescu, actual deputat PSD Mehedinți. Investiția este în valoare de peste 100.000 de euro, cabinetul stomatologic este dotat cu aparatură modernă, materiale sanitare noi, consumabile diverse, dezinfectanți de calitate pentru igienizarea rapidă și de înaltă performanță. Acest proiect a fost inițiat acum 2 ani de zile. Inițiatorii acestui proiect este domnul Marius Creciu și fostul viceprimar Cornel Folescu, actual deputat. Este foarte necesar, deservește 6 școli din Drobeta Turnu Severin, printre care vreau să amintesc școala de la Gura Văii. În total avem până în momentul ăsta 2000 elevi. La cabinetul stomatologic școlar au acces copiii de vârstă preșcolară și tinerii de până la 19 ani din ultimul an de liceu, programul fiind de luni până vineri de la ora 8 la ora 15. Un număr de 2009 elevi din 6 unități de învățământ, tratamentele stomatologice sunt complet gratuite. După cum vedeți, cabinetul înființat de primăria Drobeta Turnu Severin este la standarde europene. Avem o sală de așteptare, o sală de sterilizare și materiale de cea mai bună calitate. Ți-am spus dacă au fost copii care au venit? Da, impactul, după cum v-am spus, a fost unul pozitiv. Un număr foarte mare de elevi s-au prezentat cu diverse afecțiuni și așteptăm în continuare. Primarul Marius Creciu a dorit ca elevii să fie tratați în cele mai bune condiții, de aceea cabinetul este dotat la standarde europene, aparatura este una modernă, existând inclusiv o sală de așteptare.